Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, cum se spune bună dimineața în coreană? E bine. Chanda. Chanda. Nu, e mult mai complicat, fiți atenți. Ai înțeles? Păi da, eu știu neața, gen. Mai zi o dată. Sunați-mi eu. Domnul președinte Iohannis este în Corea. Cred că mai e în Corea. Stai mă, gata. A fost întrebat de ce s-a dus în Corea de Sud cu un avion de lux, în timp ce ministrii guvernului României au luat un avion de linie. Știți că am vorbit un pic ieri dimineața, am făcut eu o paranteză la nu știu subiect. Deci domnul Iohannis s-a dus cu jet executive, nu știu ce, de la frumos, de nu știu câte locuri ori fi acolo, ăla merge până la 14 locuri, dar în configurația respectivă cred că avea vreo 6, 7, 8. Și... A, deci a intrat el și o secretară. Da. Și cine mai fi intrat pe acolo? Da. Și mai erau niște miniștri în Corea de Sud, că de data asta România s-a dus, chiar s-a dus să facă treaba, adică spre deosebire de restul turneelor, acum a trebuit să ia miniștrii, că miniștrii respectiv semnează acorduri. Deci a luat și pe ei prin surprindere, că trebuie să fie serioși. Da. Și a luat, l-am văzut pe ministrul energiei, domnul Murtușa, care cu ocazia asta a aflat că va candida și la capitală. Să nu mai redem de asta. Nu mai redem. Așa. La, cred de la apărare nu era nimeni. Da, da, s-a dus de la apărare domnul Tâlvăr. Dacă nu știți, avem un ministru la apărare, îl cheamă Tâlvăr. Că se cumpără niște obuziere. Dar pe dânsii i-a trimis cu avionul cu cursa de linie să facă escale pe unde au făcut ei escale prin Qatar, habar n-am, s-au dus la duty free, au mâncat ce au mâncat ei. Nu e rău, să știi. Da. Și au zburat, nu cred că i-a lăsat să zboare la business. Cred că au zburat cu genunchi în față. Alo. Da. Hai mă, cine? Crezi că au zburat la business, domnul ministri? Bravo. Mai era și Raed Arafat. Uite, este de aflat. Dar eu nu cred. Eu cred că aia, capetele încoronate au fost la business și în spate adiotanții. Da. Plus secretare, plus nu știu ce. Și, cum spuneam, l-au întrebat pe domnul Iohannis, jurnaliștii, dar de ce, matale, ați zburat cu Deluxe? Și... De ce n-ai mers cu ei la alții? Să cântați d-alea cu... Da, să ia și pe ei. Sper să trăiască domn pilot. Și domnul Iohannis a răspuns, mă jur că ăsta este răspunsul, cu ghilimele. Nu știu cum definiți un avion de lux. Eu am venit cu o aeronavă mică. De unde și vorba, voi nu mai știți la bani. Nu mai știți ce e la lux. Știți, stai, lux, mă, sărăcie asta. Păi vedeți că am zburat cu d-alea. Băi, domnul președinte e tot mai bun. Mie îmi pare rău că pleacă acum. Da, 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 să știi. Și sper să nu-l ia ăștia la NATO, că dispare total. Am vrea să mai prindem niște declarații. Deci cum aleu asta, mă, domnul președinte a României? Deci, nu, nu, serios, nu-mi revin. Nu știu cum definiți un avion de lux. Eu am venit cu aeronavă mică. Ăsta e lux, nu vedeți ce mic e lux. E dacă era mare, mă ții, normal. Există mașini de lux mici? Nu. Toate mașinile de lux mari. Sunt mari. Există case de lux mici? Nu. Când trebuie să te muți la lux, frate, faci palatul împăratului. La haine cu la... la golf, adică dacă se duce la golf, oare are crosă de lux mai mare un pic decât sau mai mică a celorlalți? Păi nu, că nu înțelegi că luxul nu e mic. Luxul e mare. Luxul e pe mare. Obligatoriu. Da. Ce să mai vreți să mai zice de nu mai, al nostru acum, gata. Așteptăm să vedem ce ne așteaptă din toamnă. Mai... N-a povestit nimic de acolo. Este nemulțumit. E secretizat sau ce? Da, nu. A aflat și dânsul cum s-a retras candidatul unic. Cum nu s-a retras, cum a fost retras. Ați văzut că domnul Cârstuiu se zbate? Domnul doctor? Că poate ce candidează sens? Și el, dacă are semnăturile, nu candidează? Poate fi independent? Ba da, poate să rămână. Păi are semnăturile deja... Nu-i organizează nimeni nicio alegere, nimic. Azi lămâniți-ne și pune ăștia care nu... Da, bă, dăm doi bani. Dacă are... nu se lasă dus sau ce? A zis că el nu se retrage, să-l dea ăștia afară. Să nu vrea să cum se retragă. Să afară? Nu vrea să-și dea demisia, cum ar veni. Mai țineți, uite, cine mai care prim-ministru? Demisia din ce? Că dânsul doar candidat. Tăricianu refuza să-și dea demisia. Aia e altceva, nu? Dar nu mai țineți pe Sorin Grindeanu, care rămăsese singur în guvern? El și când Dragnea i-a retras toți miniștrii, da. Și a rămas el în guvern, a venit Ponta să-l ajute. Putea fi orice. Numai că nu s-au gândit să dea afară și pe secretarul general al guvernului, care era omul lui Dragnea. Și ăla a fugit cu ștampila. Deci România nu există să inventeze așa ceva. Și ăștia tot încercau să-și numească proprii lor miniștri, cum ar veni în guvern. Asta s-a întâmplat în 2017. Uh-huh.
și ca să poată să adopte acte acolo în calitate de prim-ministru, să dea și el niște decizii, trebuia să se contrasemneze secretarul general. Ce la secretarul general, un domn Busuioc, care se știa cu domnul Dragnea de pe vremea când însul domnul Busuioc lucra pe la cadastru. Și a trebuit reglată problema cu insula Belina. Și să vezi că prin miracol insula Belina s-a mutat în Dunăre, s-a mutat pe uscat la cadastru, mă rog, e o poveste mai veche. Și domnul Busuioc a fost după aia făcut secretar general la guvern. Și a fugit cu ștampila și ăia nu au putut să semneze nimic și în cele din urmă s-a terminat toată treaba. Și după aia pe domnul Busuioc, dacă mi-aduc bine aminte, l-au promovat, cred că o mai fi șef la Curtea de Conturi. Ia, e șef la Curtea de Conturi. Deci, vezi cum se face o carieră în țara asta? Fugi cu ștampila când trebuie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.